Victoria categorică a handbalistelor din Buzău în fața formației Știința Bacău l-a mulțumit pe Romeo Elie, tehnicianul echipei buzene, însă nu a fost de ajuns pentru ca antrenorul să fie satisfăcut de jocul prestat de acestea în turul campionatului. Elie și-a felicitat elevele, dar nu poate uita faptul că echipa sa ocupă locul 3, ultimul care duce la barajul pentru promovarea în Liga Națională. Da, un joc bun din partea echipei noastre. Faptul că am jucat ultima dată în fața propriilor spectatori în acest an, au vrut să lase o impresie plăcută și cred că au și reușit. Cea mai nouă jucătoare din echipa buzoiană, Oana Bidașcu, a atras privirile microbiștilor și după jocul câștigat cu Știința Bacău, partidă în care s-a dovedit cea mai bună handbalistă. Jucătoare evidențiată în acest meci, Bidașcu Oana, de departe cea mai bună jucătoare. Și, surpriză plăcută, portarița a doua, junioară, Matei Denisa, 17 ani, o surpriză plăcută care a făcut față și la senioare. După disputarea turului de campionat, handbal municipal Buzău ocupă treapta a treia a podumului, ultima care duce la barajul pentru accederea în Liga Națională. Fetele antrenate de Romeo Elie au totalizat în 10 meciuri 6 victorii, un rezultat de egalitate și o înfrângere, ajungând la 19 puncte.